Am învățat Selenium, am învățat Cucumber, JUnit, am învățat inițial HTML, CSS. Am învățat Sketch, care e un tool, nu știu, îți deschide o infinitate de posibilități în design. Am învățat InVision, prin care îți faci designul pur și simplu să sară, să ajungă la viață. Am învățat Jenkins, SolStack, am învățat să lucrăm cu Amazon Web Services, cum să facem o infrastructură de la cap la coadă, cum să ridicăm niște mașini virtuale care să suporte Java, care să suporte .NET, cum să ridici niște mașini de Linux, cum să ridici niște mașini de Windows. Și în cele din urmă am ajuns și pe partea vizuală, partea de UI, cu Angular, cu JavaScript, cu TypeScript, foarte multe limbaje de programare și unelte pentru un programator ca să facă ce are nevoie. Ce face internship-ul vă pune într-un context în care trebuie să asimilați lucruri tehnice, dar trebuie să vă folosiți și alte skill-uri, cum ar fi time management, problem solving skills, teamwork. Totul se învață atât de ușor cu ajutorul celor din jur și cu ajutorul mentorilor și trainerilor care au fost acolo de fiecare dată când am avut nevoie. Stăteam așa unul lângă altul și efectiv scriam modele pentru bază de date, bază de date teori, Java și frontend. Cu sfatul designerilor am reușit pur și simplu să fac un produs finit, cam cum ar trebui să arate un wireframe. Am lucrat la o platformă pentru recruitmentul de candidați pentru internship, în așa fel încât membrii PDR să aibă o activitate mult mai facilă din punct de vedere a alegerii candidaților. Ca pașii proiectului am fost divizați în sprinturi, am avut asignat un Scrum Master care ne împărțea task-uri. Am lucrat în 4 sprinturi, fiecare sprint se concretiza în urma unei demo. Am în minte foarte clar experiența internship-ului cu echipa de interni, cu echipa de trainer și țin minte că demo-urile erau cele mai pline de emoții și de panică câteodată. A fost destul de stresant, neapărat fiindcă era mindset-ul ăla de primul nostru demo și trebuie să arătăm ce am făcut noi într-o săptămână de muncă și cât de mult am reușit noi să aplicăm ce am învățat. O să fiu în continuare în Endava și abia aștept să-mi întâlnesc noua echipă. Voi reveni aici pentru a învăța mai multe. Aștept să-mi cunosc viitoarea echipă. Am învățat foarte multe lucruri noi care cu siguranță o să mă ajute și care o să pună niște cărămizi destul de solide la viitoarea carieră pe care o să o am. La anul, în vară, iar o să vreau să aplic aici și după o să fac, eu văd cum fac, mă chinui, dar vreau să rămân la Endava.